ziua, domnul Siegfried Mureșan, candidat PNL la alegerile europarlamentare din 26 mai, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Siegfried Mureșan, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru invitație. Mai sunt, iată, două săptămâni până când românii se vor prezenta la urne pentru a-și alege viitorii europarlamentari. Cum se desfășoară campania în Partidul Național Liberal? Noi mergem foarte mult între oameni. Am fost doar în ultimele 7 zile la Focșani, la București, la Suceava, la Sibiu, încerc să nu uit niciun oraș, la Constanța am fost eu vineri, în timp ce Rareș Bogdan și Ludovic Orban au fost la Vaslui și la Bacău. Sâmbătă am fost la Iași, unde am avut mai multe evenimente, o dezbatere pe educație, o temă foarte importantă. Am participat la lansarea cărții președintelui Iohannis și la dezbaterea pe teme europene și am avut un meeting cu aproximativ 10.000 de susținători din toate județele Moldovei care au venit să discute cu noi. Ieri, duminică, ziua 7-a, nu ne-am odihnit, am fost la Tecut și la Galați, mâine vom fi la Buzău, poi mâine Rareș Bogdan va fi la Prahova, eu la Brașov, apoi Hunedoara, Timișoara și tot așa, pe scurt, suntem deci peste ca un tot turneu, în țară. Deja suntem ca o formație de muzică rock, ca un trio, președintele Orban, Rareș Bogdan, eu și alți colegi, Raluca Turcan și alți colegi în conducerea partidului, care străbatem țara în lung și în lat, vrem să întâlnim cât mai mulți oameni până vineri 24 mai, să le spunem că alegerile europarlamentare sunt importante, să le spunem că Parlamentul European va lua decizii care vor avea impact asupra vieții tuturor oamenilor, să le spunem ce am făcut noi până acum în Parlament, ce vom face în următorii 5 ani și să le spunem că Partidul Național Liberal este în momentul de față singurul partid din România care poate obține beneficii pentru români pe plan european. Aveți întâlniri cu oamenii, cum spuneați. Ce vă spun oamenii? Care sunt principalele lor nemulțumiri? Păi, vă spun sincer că în toate colțurile țării, de la Bârlad la Constanța, de la Timișoara la Iași, numitorul comun, acea frază pe care oamenii o spun peste tot, este scăpați-ne de ciuma roșie. La țară, oamenii sunt interesați de subvenția la hectar și aici Partidul Național Liberal are o propunere foarte clară în programul nostru electoral. Vrem creșterea subvenției la hectar pentru fermierii români la nivelul subvenției medii de la nivelul Uniunii Europene. Deci la țară discutăm despre subvenția la hectar, discutăm despre cât mai multe fonduri europene pentru a extinde rețelele de gaze la sat, discutăm despre posibilitatea de a instala rachete antigrindină pe fonduri europene, lucruri foarte concrete pe care oamenii ni le cer și pe care Partidul Național Liberal le-a pus în programul electoral, pe care îl vom prezenta în această seară și lucruri pe care le vom face în Parlamentul European. Deci ce încerc să vă spun, programul nostru electoral este făcut împreună cu oamenii, aproape de oameni, am inclus solicitările oamenilor acolo, fie că sunt antreprenori, studenți, cercetători, fermieri și discutăm cu toți oamenii temele care interesează pe ei. Cum spuneam, sunteți unul dintre candidații Partidului Național Liberal la europarlamentare. Ce vă propuneți să faceți odată ce veți obține, iată, un nou mandat la Bruxelles? Eu am fost în primul mandat vicepreședinte al Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European și am fost și primul român desemnat negociator șef pentru tot bugetul Uniunii Europene, adică pentru 160 de miliarde de euro, cât este bugetul Uniunii Europene pentru un an de zile. Pentru ca România să poată fi reprezentată bine în Europa, este nevoie de continuitate. De aceea spun foarte clar, când voi continua activitatea în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, vreau să obținem cât mai multe fonduri europene pentru România, vreau ca banii să vină exact în domeniile în care noi avem nevoie, iar accesarea lor să fie cât mai simplă pentru ca banii să ajungă cât mai repede, cât mai simplu și cât mai rapid la beneficiari. De aceea, Partidul Național Liberal va propune imediat după alegerile europarlamentare următorul lucru. Să existe un set unic de norme și reguli pentru absorpția de fonduri europene, aceleași reguli valabile în toate țările membre ale Uniunii Europene, bazate pe regulile din țările care au avut birocrație minimă. De ce în Polonia rata de absorpție a fondurilor europene este peste 99%? Fiindcă procedurile sunt simple, fiindcă birocrația este puțină. Deci aceleași reguli pentru toată Europa venite de la Bruxelles și interdicție de a adăuga birocrație de la nivel național acolo unde nu se justifică, de simplificare totală la absorpția de fonduri europene. În plus, mai trebuie să știți un lucru.
Bugetul Uniunii Europene funcționează pe perioade de 7 ani de zile. Ne aflăm în perioada 2014-2020 și imediat după alegerile europarlamentare vor începe negocierile pentru bugetul Uniunii Europene în perioada 2021-2027. Și Uniunea Europeană vrea să ne dea mai mulți bani, fiindcă a ajuns la concluzia că avem în continuare nevoie de ajutor. Acum depinde de noi cât cerem? Depinde de noi cât reușim să obținem la negocieri. Și vă explic pe scurt. Acum am avut 25 de miliarde de euro pentru infrastructură, pentru autostrăzi, pentru căi ferate, pentru anvelopări de blocuri, pentru a trage rețele de gaze, electricitate, canalizare la sat, pentru iluminat public și așa mai departe. 25 de miliarde de euro. În următorii 7 ani, Uniunea Europeană vrea să ne dea 27 de miliarde de euro, plus 2 miliarde, plus 8%. Dar în timp ce 9 vor să ne dea plus 8%, Ungariei și Poloniei vor să le dea minus 23, respectiv minus 24%, deoarece acolo autostrăzile sunt construite, ei sunt eficienți din punct de vedere energetic, nu au nevoie de atâția bani pentru anvelopări de blocuri și așa mai departe. 9 ne convin plus 8%. Dar maghiarilor și polonezilor nu le convin minus 23, minus 24, ca atare vor urma negocieri extrem de dure între guvernele statelor membre pe aceste fonduri și între europarlamentari. Și atâta timp cât prim-ministrul Guvernului României se numește Viorica Dăncilă, e clar că europarlamentarii sunt singurul instrument la dispoziție pentru a obține multe fonduri europene pentru România, fiindcă imaginați-vă prim-ministrul Guvernului României negociind zecile de miliarde pentru România cu premierul Franței, al Italiei, al Poloniei, sau imaginați-vă pe Viorica Dăncilă sunând la Angela Merkel și spunând, alo, bună ziua, Viorica, sunt, nu cred că asta ne garantează mai multe fonduri europene. Cum arată, în opinia dumneavoastră, Uniunea Europeană acum? Uniunea Europeană este casa noastră, este cadrul în care România se dezvoltă și e foarte clar următorul lucru. Cu cât Europa este mai puternică, cu atât România este mai puternică. Dacă mă uit la diferitele provocări din jurul Uniunii Europene, o federație rusă tot mai agresivă, război în Orientul Mijlociu, o Turcie care nu știm în ce direcție merge, Africa, un continent unde populația se dublează din 20 în 20 de ani, e clar că niciuna din țările membre ale Uniunii Europene nu poate face față acestor provocări de una singură, doar împreună putem face față acestor provocări. Ca atare, direcția pentru România trebuie să fie clară, cât mai multă integrare europeană și asta spunem și noi, Partidul Național Liberal, în programul nostru electoral. Dorim consolidarea Uniunii Europene, dorim unitatea Uniunii Europene și coeziunea Uniunii Europene, adică ca statele bogate să continue să ajute statele mai puțin bogate pentru a se reduce decalajul între noi. E clar că Uniunea Europeană este soluția la marile provocări cu care ne confruntăm. Oricine vă spune că ziduri, garduri, izolare sunt soluție în Europa, trăiește în secolul al XIX-lea, nu în secolul 21 și de aceea europarlamentarii PSD nu vor putea obține nimic pentru România pe plan european în următorii 5 ani, deoarece ei atacă Uniunea Europeană de dimineață până seara. Ei spun că Uniunea Europeană dăunează României, ca atare vă imaginați, nimeni nu îi va băga în seamă în Parlamentul European. Avem nevoie de oameni politici în Parlamentul European care să fie credibili, să poată lua decizii de unii singuri. Eu când am fost negociator șef al bugetului Uniunii Europene, am avut și 18 ore de negociere fără pauză. Vă dați seama că după 10-12 ore de negociere, discuția se află într-un punct pe care nu-l poți anticipa. Deci un om politic, europarlamentar sau ministru care știe doar să citească de pe foaia aprobată în sediul de partid din Chiselef, nu practic poate obține... Trebuie să aibă și o pregătire în spate. Ați spus lucru foarte important. Trebuie să fii credibil, trebuie să fii pe propriile tale picioare, să poți lua decizii și trebuie să ai o pregătire, o expertiză într-un domeniu și să cunoști realitatea în domeniul tău de activitate din toate țările membre ale Uniunii Europene. Căci eu vreau ca deciziile europene să fie bune pentru România, dar la fel cum eu vreau să fie bune pentru România, polonezul vrea să fie bune pentru Polonia și portughezul bune pentru Portugalia. Ca atare trebuie să știu ce să-i cedez lui pentru a obține ceea ce e important pentru mine. Încearcă Partidul Social Democrat și prin guvern, aici vorbim și de guvern și de parlament, o distanțare a României față de Uniunea Europeană? Ideea este următoarea. Prioritatea PSD-ului în Europa în ultimii 2 ani de zile a fost apărarea lui Liviu Dragnea. Doar asta i-a mânat. De 2 ani de zile, Uniunea Europeană vede ce se întâmplă în România, Uniunea Europeană este de partea poporului român, este de partea oamenilor cinstiți din România și Uniunea Europeană înțelege exact ce
modificări legislative au încercat cei de la PSD și ALDE să facă. Ei, iar PSD-ul de 2 ani de zile încearcă să convingă Uniunea Europeană că sutele de mii de oameni din stradă greșesc și doar ei ar avea dreptate, însă eșuează. Și de aceea Uniunea Europeană a devenit un inamic pentru PSD, deoarece PSD-ul vrea să slăbească justiția, vrea să convingă Europa întreagă că infractorul Liviu Dragnea este om cinstit și au eșuat, fiindcă au văzut că Uniunea Europeană înțelege ce se întâmplă în România, nu le crede minciunile, de aceea Uniunea Europeană devine un inamic pentru ei și e clar că va exista această confruntare, însă și noi, Partidul Național Liberal, suntem pregătiți de această confruntare, vom apăra parcursul european al României, vom spune oamenilor care sunt avantajele apartenenței României la Uniunea Europeană și vă dau un singur exemplu. De când România a aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, noi am plătit 17 miliarde de euro în bugetul Uniunii Europene și am absorbit în aceeași perioadă de la 1 ianuarie 2007 până astăzi 52 de miliarde de euro. Cifrele actualizate acum la finalul lunii aprilie. Am plătit 17, am primit 52, deci am primit cu 35 de miliarde mai mult decât am plătit. Am primit de 3 ori mai mulți bani decât am plătit și un lucru important și oamenii trebuie să știe asta. Deci mereu când un politician PSD-ALDE va ataca Europa și va spune ieșim pe minus, plătim prea mult, nu reușim să ne absorbim banii, Uniunea Europeană ne călărește, ne tratează prost, oamenii trebuie să spună stop. Nu ai dreptate, noi știm adevărul, iată, plătim 17, primim 52, primim de 3 ori mai mult decât plătim. Cum vedeți anunțul venit astăzi din partea Comisiei Europene privind declanșarea unui nou mecanism împotriva României dacă nu se renunță la modificarea codurilor penale? Un anunț, iată, destul de tranșant, venind din partea Comisiei Europene. Acest anunț vine din partea Comisiei Europene și este foarte important ca cei care ne urmăresc să știe următorul lucru. Acest anunț a fost făcut de prim vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care este socialistul cu cel mai înalt rang la nivelul Comisiei Europene. Este socialist, la fel ca și Dragnea, la fel ca și Dăncilă, este chiar candidatul socialiștilor europeni pentru poziția de președinte al Comisiei Europene. Este un om politic cu care Viorica Dăncilă s-a întâlnit de mai multe ori pentru a discuta situația statului de drept și nu a reușit să îl convingă. Comisia Europeană a spus foarte clar în ultima perioadă următorul lucru. Suntem îngrijorați de situația statului de drept din România, mergeți în direcția greșită. Țineți cont de recomandările partenerilor internaționali, țineți cont de recomandările Comisiei de la Veneția, de recomandările Comisiei Europene exprimate în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, de rezoluția Parlamentului European, guvernul nu și nu și nu, și de aceea Comisia Europeană nu va ezita să acționeze împotriva acestui guvern. Riscăm activarea articolului 7? Eu sper să nu ajungem acolo. Eu sper să nu ajungem acolo, fiindcă ar fi extrem de grav pentru România, dar ceea ce se întâmplă și faptul că reprezentanții ai Comisiei Europene discută despre sancționări ale României, asta ne arată că guvernul ne duce în direcția greșită și nu mai avem mult timp. Vă spun sincer, încrederea la nivelul instituțiilor europene în guvernul Dăncilă este zero din următoarele trei motive. 1. Datorită atacurilor la justiție, fiindcă nu respectă recomandările, știți de fapt cu toții ce se întâmplă în justiție, în special fiindcă nu respectă recomandările institutelor, instituțiilor și organismelor internaționale obiective. Al doilea motiv, datorită căruia încrederea instituțiilor europene în guvernul Dăncilă este zero, este modul în care gestionează economia. În urmă cu 2 ani de zile, când PSD-ALDE au venit la guvernare, rata inflației în România era 0%. Acum suntem țara europeană cu cea mai mare rata inflației, inflația a sărit de 4%. Leul atinge minim după minim în raport cu euro. Guvernul nu reușește să absorbă fondurile europene care ne stau la dispoziție. Toate fondurile europene care în momentul de față vin în România sunt atrase de primari și președinți de consilii județene competenți, în marea lor majoritate, colegi de-ai mei din Partidul Național Liberal. Guvernul crește deficitul, datoria publică crește, deci la nivelul Comisiei Europene toți indicatorii legați de mersul economiei României sunt pe roșu. Deci zero încredere în guvernul Dăncilă din trei motive, atacuri la justiție, modul în care duc economia României spre criză și trei,
modul în care se raportează la propriul popor. Au spus lucruri neadevărate despre protestatarii pașnici de pe 10 august. Și să ne aducem aminte, la festivitatea de deschidere a președinției române a Uniunii Europene, au venit lideri europeni aici la Ateneu și au vorbit frumos despre România, frumos despre poporul român. Au avut discursuri în română care au făcut... Au avut discursuri în română care au făcut valuri. Au citat din Nichita Stănescu, din Mircea Eliade, din Andrei Pleșu, în timp ce Viorica Dăncilă, Călim Popescu, Tăricianu și Iordache, care a vorbit numele lui Dragnea de la PSD, au vorbit doar despre ei înșiși. Nu am văzut niciodată un prim-ministru într-o țară europeană vorbind atât de urât despre propriul popor. Problema justiției este un leitmotiv național mai nou. Avem pe 26 mai și referendumul pe justiție organizat de președintele Klaus Iohannis. Credeți că va fi validat acest referendum? Ce vă spun oamenii cu care vă întâlniți referitor la referendum? Referendumul era o necesitate și e foarte bine că președintele organizează acest referendum. Nu au scris niciunde în programul lor de guvernare cei de la PSD și ALDE că doresc amnistie și grațiere și vezi, Doamne, toate prostiile pe care le fac de 2 ani jumate le fac în numele legitimității obținute la alegerile parlamentare din anul 2016. Și vreau să spun foarte clar, victoria lor de atunci le-a dat dreptul să guverneze țara, dar nu le-a dat dreptul să ruineze țara și să afecteze negativ credibilitatea noastră pe plan internațional, care are consecințe pentru fiecare român, căci nu e doar o poveste, un investitor care are 500 de milioane de euro la dispoziție, vrea să investească, să construiască hale de producție, să creeze mii de locuri de muncă, se uită și la situația statului de drept, se uită la independența justiției, se uită la predictibilitate, inclusiv în domeniul fiscal, iar anul trecut au modificat codul fiscal de 236 de ori. Un guvern înainte, o companie înainte să investească sute de milioane de euro într-o țară, merge la guvern, are nevoie de facilități în limita legii, și trebuie să plece cu încrederea că banii săi vor produce rezultate și că dacă respectă legile țării, nu îi se poate întâmpla nimic rău, iar cel care le încalcă va fi sancționat conform legii, adică că statul de drept domnește acolo, de aceea ceea ce ei fac legat de statul de drept afectează mersul economiei. Vin mai puține investiții în România și asta înseamnă că sunt create mai puține locuri de muncă și salariile oamenilor sunt mai mici decât ar putea fi. De aceea vă spun foarte clar, tot ce fac ei pe justiție afectează viața de zi cu zi a oamenilor, suntem mai săraci datorită atacurilor la justiție. E foarte bine că președintele a chemat oamenii la referendum, eu susțin acest referendum, voi participa la referendum, voi vota da la referendum și sper să vină cât mai mulți oameni la referendum. Și da, cred că va fi validat, cred că oamenii vor veni la vot după 2 ani jumate în care am fost în stradă, în care am văzut că dacă nu mergem 15 minute la vot, trebuie să stăm neliniștiți 2 ani jumate, cum s-a întâmplat în ultimii 2 ani de zile, cred că oamenii vor veni, cred că nu vor mai vota actuala coaliție de guvernare și cred că referendumul va trece și va fi validat. Pe final, vreau să punctăm câteva concluzii. După marele eveniment ce a avut loc zilele trecute, summitul UE de la Sibiu, la care am văzut că ați participat și dumneavoastră împreună cu președintele partidului, Ludovic Orban, și candidatul pe locul întâi, Rareș Bogdan. Ce ne puteți spune despre acest summit și ce reprezintă pentru România organizarea unui astfel de eveniment, iată, în țara noastră? Săptămâna trecută au avut loc două evenimente foarte importante la Sibiu. A fost summitul celor 27 de șefi de state și de guverne din toate țările membre ale Uniunii Europene, în afară de Marea Britanie, care au decis să iasă, găzduit de președintele Iohannis, în care liderii europeni au adoptat agenda strategică pentru următorii 5 ani. Adică ce își propune Uniunea Europeană să facă în următorii 5 ani. Și toată filozofia de acolo este exact filozofia pe care v-am deschis-o mai devreme. Vrem o Uniune Europeană puternică, consolidată, unită în fața marilor provocări. Este exact filozofia Partidului Național Liberal. Și liderii europeni au decis să se concentreze pe două domenii cheie. În primul rând, siguranța cetățeanului și, în al doilea rând, prosperitate și crearea de locuri de muncă. Siguranța cetățeanului, adică în orice colț al Uniunii Europene, tu ca cetățean european să te simți sigur. Pentru asta, trebuie să avem un control bun la frontiera externă a Uniunii Europene pentru a avea libertate de mișcare în interior. Trebuie să
cooperăm mai mult între țări membre ale Uniunii Europene în materie de supravegherea persoanelor cu risc de a deveni teroriști, traficanți de ființe umane, traficanți de arme, traficanți de droguri. Migrația ilegală, evident, oprită, migrația legală, gestionată. S-a discutat și problema Brexitului? Nu s-a discutat deloc, fiindcă mingea este în terenul Marii Britanii acum. S-a negociat practic un acord. Decizia e la ei, să înțeleg. Decizia de-a lungul întregului proces a fost la ei. Noi nu am cerut organizarea unui referendum în Marea Britanie. Ei l-au organizat, ei l-au pierdut. A și fost practic ideea acum lor. S-au și răzgândit din ce și vedem. Și acum au văzut că niciunele din lucrurile pe care populiștii eurosceptici le-au promis înainte de alegeri nu se întâmplă. Lira a pierdut din raport în valoare cu euro, nu euro în raport cu lira. Investitorii fug din Marea Britanie spre Europa, nu dinspre noi, spre ei. Văd acum cât e de rău și văd că nu pot avea avantajele apartenenței la Uniunea Europeană fără a avea responsabilități. Trebuie să stea, să se gândească ce doresc în continuare. Brexitul nu a fost o temă. Tema a fost Uniunea Europeană a celor 27 de state membre, care va livra siguranță și prosperitate și locuri de muncă pentru oameni. În pregătirea summitului mare a avut loc summitul Partidului Popular European, care a pregătit deciziile de la summitul mare și vă dați seama că dacă ai într-o încăpere pe Angela Merkel, pe Klaus Iohannis, pe 8 prim-ministri și președinți din alte țări europene și pe președinții principalilor 3 instituții europene, Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul European, atunci deciziile pe care le pregătesc ei vor fi foarte apropiate de deciziile finale. La summitul Partidului Popular European s-a văzut forța Partidului Național Liberal în Europa. Președintele partidului Ludovic Orban a participat la acel summit, s-a întâlnit cu 8 președinți și prim-ministri europeni, s-a întâlnit cu liderii celor 3 instituții europene. Eu, evident, am participat ca purtător de cuvânt al Partidului Popular European și concluzia este una foarte clară. Singurul partid din România care poate aduce beneficii concrete pentru români pe plan european în următorii 5 ani este Partidul Național Liberal. PSD și ALDE sunt două partide izolate în Europa. Au fost socialiști europeni la Sibiu, au fost prim-ministri din familia ALDE, nimeni nu s-a întâlnit cu Viorica Dăncilă, cu Liviu Dragnea sau cu Călin Popescu. Asta voiam să vă și întreb. Auzisem că au fost întâlniri înainte de summit, practic cu grupurile. A fost și o întâlnire cu grupul PES, dacă deci, eu pot știu să vă spun, eu bine. Eu pot să vă spun. Navastră știți mai bine că ați fost acolo. Deci eu pot să vă spun următorul lucru. Noi, Partidul Popular European, am avut un summit în văzul întregii lumi, la Muzeul Astra, unde toată lumea a plecat și a spus, wow, ce frumos! Am aflat lucruri noi despre România, despre tradiții, a fost un summit frumos, găzduit de președintele Iohannis, de președintele Ludovic Orban și de președintele Partidului Popular European, Joseph Daul. Vă pot spune ce am făcut noi în văzul lumii și ați văzut cu toții fotografii. Nu știu ce au făcut socialiștii europeni, nu au comunicat atât de transparent ca noi, dar am înțeles că s-au întâlnit și știu sigur că niciun lider de la PSD nu a fost invitat la summitul socialiștilor europeni și știu că în mod oficial relațiile dintre socialiștii europeni și PSD sunt înghețate la acest moment, iar la ALDE, președintele grupului ALDE în Parlamentul European a spus că dorește excluderea partidului domnului Călin Popescu Tăriceanu, cu cât mai repede, cu atât mai bine, au spus ei. Domnule Siegfried Mureșan, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Eu vă doresc mult succes. Mulțumesc. Și să ne auzim cu bine pe 27 mai. Mulțumesc mult, toate cele bune. Mulțumim.